Nimic din ceea ce se întâmplă în jurul nostru nu este la întâmplare. În planul lui Dumnezeu pentru răscumpărarea omenirii, fiecare eveniment are importanța lui și ne poate influența în bine sau în rău. Miza este mai mult decât interese politice, economice, militare, religioase. Miza este sufletul omului care este veșnic. Din perspectiva aceasta, să aruncăm o privire la lumea în care trăim. Black Sabbath, Sabatul Negru, este o formație engleză de muzică rock. A fost fondată în 1968 de cel mai cunoscut membru al formației, Ozzy Osbourne. Din câte știu, formația mai cântă și azi, la 42 de ani de la înființare. Este una dintre cele mai cunoscute formații de muzică rock din toată istoria acestui gen. Nu o să intru în detalii în legătură cu trecutul sau prezentul grupului, dar vreau să vă spun că melodiile grupului Black Sabbath, dacă pot fi numite melodii, sunt de inspirație satanistă. Pe lângă textele așa ziselor cântece, care sunt în mod fățiș o închinare adusă lui Satan, nu de puține ori pe scenă au avut loc chiar jertfe de animale și solistul formației a băut sânge de animal, chiar a rupt cu dinții gâtul unui porumbel în timpul unui concert. Vă spun toate acestea pentru că am citit o știre cum că cineva a avut ideea de a reconstrui unele dintre cele mai cunoscute titluri muzicale ale grupului și de a le pune pe tonuri de clopoței și clape polifonice în variante de cântece de leagăn pentru bebeluși. Niciodată nu m-am gândit că ar fi posibil așa ceva. Sunt convins că foarte mulți dintre cei ce au ascultat așa zisele melodii ale grupului au fost împinși în brațele lui Satan, probabil mulți la sinucidere. Chiar dacă nu erau pe lista celor mai mari iubiri muzicale din vremea când nu-L cunoșteam pe Dumnezeu, totuși melodiile grupului Black Sabbath îmi sunt cunoscute. Când am renunțat la acest gen de muzică, după ce m-am convertit la credința în Iisus Hristos, am început să aflu tot mai multe despre efectele muzicii rock și despre sursa de inspirație a celor implicați în muzica rock. O spun chiar ei, fără nicio jenă, că Satan este cel ce îi inspiră. Sigur că adolescenții încep primii să braveze ascultând acest gen și mai apoi constată că devin dependenți de muzica rock. Deși nu are nimic de a face cu oamenii serioși, cunosc totuși oameni în vârstă care au rămas fideli muzicii rock, deși au perii capului albi și copilăria sau adolescența au trecut de mult. Este o chestiune de alegere și apoi de dependență. Dar la faptul că chiar bebelușii pot fi expuși muzicii rock sataniste, nu m-am gândit niciodată. Am ascultat un fragment dintr-o melodie a grupului Black Sabbath transformată în cântec pentru bebelași. Dacă nu ai ști ce este în spate, chiar ai considera o nevinovată. Probabil că mulți părinți care nu știu cine este Black Sabbath nu vor avea niciun fel de probleme în a cumpăra acest album pentru bebelașii lor. Nu mai vorbesc de părinții fani ai acestui gen de muzică care vor fi de-a dreptul încântați să le poată oferi odraslelor lor melodiile respective. Dacă bebelașilor le-ar fi fost pusă varianta originală a cântecelor aranjate acum să sune blând, sunt aproape sigur că s-ar fi speriat și ar fi început să plângă. Acordurile sunt cu adevărat venite din infern. Dar acum, într-o haină nouă, iată că totul pare nevinovat. Un gen de muzică drăcească a fost cosmetizat și oferit bebelașilor. Desigur că influența și inspirația nu se schimbă, așa că mă gândesc cu groază la ce vor fi acești copii crescuți încă din leagăn pe acorduri de clopoței și clape polifonice inspirate de Satan. Trebuie să recunosc că nu mă gândeam că Satan poate fi chiar atât de inventiv și chiar atât de insistent. Nu-i mai ajunge că încă de la grădiniță i-are pe copii în școala lui, îi vrea încă din leagăn. Și mai spune ceva această inițiativă a lui Satan. Satan știe ce putere are muzica. Dacă astăzi tinerii și nu numai sunt expuși la ceva în cea mai mare parte a timpului, atunci aceasta este muzica. Prin inovațiile tehnice de ultimă oră pot fi stocate mii de melodii pe un suport infim. Aparatele de ascultare au și ele dimensiuni minuscule, astfel că muzica este la dispoziția noastră 24 de ore din 24.
Acasă, pe stradă, chiar la școală, în locurile publice sau în intimitatea fiecăruia, muzica ne însoțește mai ceva ca un câine credincios. Probleme ar fi chiar dacă această muzică ar fi una de calitate, care să ne inspire la ceva bun, pentru că noi nu am fost construiți de Creatorul nostru pentru a avea tot timpul în urechi zgomot, chiar frumos aranjat. Noi am fost creați să avem liniște, să medităm, să ne gândim la noi și destinul nostru etern, să putem relaționa cu ceilalți, etc. Dar muzica a ajuns de mult pe mâna lui Satan și în timpurile moderne a făcut din ea una dintre cele mai puternice arme cu care luptă împotriva oamenilor. Recunoaștem cu toții că atunci când vorbim despre muzică, vorbim despre inspirație, adică primim ceva, o linie melodică, niște cuvinte, de undeva, nu știm de unde. De la o muză, spunem noi. Lucrul acesta este adevărat. Probabil că nu știți, dar în mitologia greacă, muzele erau cele 9 fiice ale lui Zeus și Mnemosinei și sunt considerate patroane ale dansului, muzicii și artelor. Artiștii, chiar ei afirmă acest lucru, primesc inspirație de undeva, pentru că muzica sau artele au de a face cu ceva ce trece de posibilitățile noastre limitate și tangibile. De multe ori ați auzit pe cineva spunând că nu are inspirație. Cu alte cuvinte, trebuie să vină inspirația pentru a putea compune. Ceva ce vine din exterior, spre ce ne deschidem, ceva ce primim. Omul pare a nu fi altceva decât un medium prin care o putere comunică ceva. Cei ce cântă muzică rock recunosc deschis că primesc inspirație de la Satan. Dar ceilalți, care nu cântă neapărat muzică rock, de unde își primesc inspirația? Să spunem că ei cântă un gen liniștit, cu acorduri blânde sau chiar muzică instrumentală. Inspirația nu o poți primi decât de la o sursă externă, căreia tu te supui, indiferent ce gen compui și ce gen de muzică cânți. La grupurile de muzică rock, lucrurile sunt duse la extrem, dar chiar mai înainte vorbeam despre faptul că Satan este foarte șiret și viclean. Muzica instrumentală gen New Age, spre exemplu, este o muzică cu acorduri deosebit de liniștitoare și care merge foarte bine pe un fond de relaxare. Și nu numai muzica instrumentală, sunt celebre soliste ca Enya, spre exemplu, care aproape că te aduc într-o stare de euforie ascultând muzica lor, o stare de pace, ai putea spune. Dar cei ce sunt interesați știu că mișcarea New Age este împotriva creștinismului în forma lui biblică, împotriva lui Dumnezeu așa cum este revelat în Biblie, a lui Iisus Hristos ca Mesia, Fiul al lui Dumnezeu și Mântuitor al lumii. De fapt, religia New Age luptă din răzputeri să distrugă creștinismul biblic și să îi ia locul printr-o religie mondială formată dintr-un amestec de credințe de tot felul, inclusiv păgânism și satanism. Prin urmare, este evident că tot Satan inspiră și acest gen de muzică. M-am dus la cele două extreme pentru a putea să vă fac să înțelegeți mai bine că tot ceea ce vine dintr-o sursă, alta decât de la Dumnezeu, este de inspirație demonică. Se știe că în cer, înainte de cădere, Lucifer, Satan după cădere, a fost un înger strălucitor de cel mai înalt rang. Probabil că tocmai el se ocupa de muzica și închinarea care îi se aduceau în cer lui Dumnezeu. Deci știe bine ce poate muzica și cum poate ea influența, mult mai bine decât noi. Personal, cred că piesele muzicale de efect, cu mare priză la oameni, au ori o inspirație divină, ori una drăcească. Totul depinde de cel ce compune și de cel ce cântă. Biblia vorbește despre om în termenii unei domnii, stăpâniri. Romani, capitolul 6, de la versetul 16. Nu știți că dacă vă dați robi cuiva ca să-l ascultați, sunteți robii aceluia de care ascultați, fie că este vorba de păcat care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare care duce la neprihănire? Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru că după ce ați fost robi ai păcatului, ați ascultat acum din inimă de dreptarul învățăturii pe care ați primit-o. Și prin chiar faptul că ați fost izbăviți de sub păcat, v-ați făcut robi ai neprihănirii. Vorbesc omenește din pricina neputinței firii voastre pământești, după cum odinioară v-ați făcut mădularele voastre, roabe ale necurăției și fără de legii, așa că să vârșeați fără de legea, tot așa acum trebuie să vă faceți mădularele voastre, roabe ale neprihănirii, ca să ajungeți la sfințirea voastră. Căci atunci când erați robe ai păcatului, erați sloboți față de neprihănire. Și ce roade aduceați atunci? Roade de care acum vă este rușine, pentru că sfârșitul acestor lucruri este moartea. Dar acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut robi ai lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit viața veșnică.
Înțeleg de aici că un om neregenerat, netransformat după chipul lui Dumnezeu, este un om rob al păcatului și care nu poate aduce roade bune, nu poate produce nimic bun, pentru că el este stăpânit de păcat, de Satan. Un om neregenerat, netransformat prin puterea Duhului Sfânt după chipul și asemănarea Domnului Iisus Hristos, chiar un om religios nu poate aduce un rod bun, nici măcar să compună o melodie frumoasă, cu efect benefic asupra celor ce-l ascultă, pentru că sursa lui de inspirație este Satan, stăpânul lui. Tot ce are el pune în slujba stăpânului său, chiar talentul lui de a compune. Și dacă totuși compune, pe cine va glorifica muzica lui sau în slujba cui va fi această muzică? Poate un om controlat de Satan să compună melodii frumoase pentru gloria lui Dumnezeu? Evident că nu. Este deci necesară transformarea omului prin puterea Duhului Sfânt sau cum le spunea Domnul Iisus Hristos lui Nicodim sau femeii din Samaria, trebuie să vă nașteți din nou, din apă și din Duh. Sunt de-a dreptul uimit să aud că unii creștini, și în special tineri, ascultă muzică din lume, compusă de oameni neregenerați, alegând genul pe care îl ascultă după simpla lor plăcere și pe considerentul că este doar muzică și că nu poate face niciun rău. Sunt două semne de întrebare. Primul ar fi că un creștin regenerat trebuie să știe că nici în domeniul muzicii nu se poate face compromis, că tot ce ține de lume și sistemul ei este sortit nimicirii, și al doilea ar fi apartenența lor la lumea lui Dumnezeu. Dacă ar fi pe deplin predați lui Dumnezeu și Duhul Sfânt ar locui în ei, atunci nu numai că nu ar avea plăcere față de un lucru drăcesc, dar chiar l-ar urâ, nu l-ar putea suporta. Faptul că putem suporta și chiar ne plac anumite lucruri lumești, muzica este doar unul dintre ele, arată că nu suntem pe deplin schimbați și regenerați. Mă duc un pas mai departe și mă apropii de muzica numită în general creștină. Aceasta înseamnă că în versurile ei conține referiri la Dumnezeu, iar cei ce o cântă se numesc creștini. Aș vrea să vă întreb, cine este creștin după cum afirmă Biblia? Cei ce poartă acest nume pentru că s-au născut într-o familie de creștini sau frecventează o biserică sau au anumite cunoștințe biblice? Pasajul citat din Romani 6 ne poate fi de folos pentru a răspunde la întrebare, dar mai sunt multe altele, iată doar încă unul, Romani 8:9. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește într-adevăr în voi, dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Biblia este foarte categorică în această privință a apartenenței la lumea lui Dumnezeu. Este obligatoriu ca Duhul lui Dumnezeu să locuiască în om pentru ca acesta să fie proprietatea lui Dumnezeu. Altfel, stăpânul este altul. Cum putem face ca Duhul lui Dumnezeu, a lui Hristos, să locuiască în noi? Doar printr-o predare totală și continuă lui Dumnezeu. Printr-o viață fără păcat și fără compromis. Printr-o separare completă față de lume și lucrurile ei. Când vorbim despre creștini din această perspectivă, realizăm că puțini se pot lăuda că sunt creștini adevărați. Însuși Domnul Iisus ne spune că foarte puțini vor urma calea îngustă, chiar dacă mulți sunt chemați. Mai mult ca niciodată muzica creștină a ajuns să fie din abundență. În Occident, dar și la noi în țară, găsești muzică de acest gen cu grămada. La noi în țară explozia a fost după Revoluția din 1989, dar în Occident lucrul acesta s-a întâmplat cu mult mai mulți ani în urmă. Muzica creștină a devenit o afacere. În anii totalitarismului comunist, creștinii au fost supuși la tot felul de privațiuni, nici măcar nu își puteau permite toți să aibă o Biblie sau o carte de cântări, ce să mai vorbesc despre înregistrări muzicale. După eliberarea de comunism, ne-am aruncat, aș zice, fără de niciun discernământ, în brațele a tot ceea ce avea de-a face cu creștinismul. În privința cântărilor, nu ne-au mai ajuns cărțile de cântări și ceea ce puteam găsi în biserici, ce am vrut ritmuri noi și senzații tari, așa cum au creștinii din Occident. Chiar am crezut că dacă se schimbă muzica în biserici, în sensul de a avea lucruri noi și cântări ca în Occidentul creștin, România va deveni în curând creștină, după modelul nostru. Au început să cânte, să compună, să scoate albume cu muzică creștină, fie cine. Încet, dar sigur, tarabele creștine au fost invadate de albume cu astfel de muzică și creștinii flămânzi le-au devorat. Nu puteai verifica cine a compus, cine cântă, care este relația lui cu Dumnezeu, de cine este inspirat. Auzeai doar niște acorduri care erau cu adevărat noi.
dacă textele aminteau despre Dumnezeu și Domnul Iisus, era în regulă. După 20 de ani, dacă privim la starea bisericilor noastre și suntem sinceri cu noi, dacă mai putem discerne după atât de multă confuzie, trebuie să recunoaștem că mult așteptatul reviriment prin muzică nu s-a produs. Ce s-a produs totuși este un mod de viață tot mai firesc în biserici. Desigur că nu numai muzica este de vină, dar o mare parte de vină o are. Pentru că vorbeam despre influență și inspirație, vreau să vă spun că nu cu mult timp în urmă, unul dintre cei mai cunoscuți cântăreți de muzică creștină din Statele Unite ale Americii a declarat public că este homosexual și că a trăit în acest fel în toți cei 20 de ani de când cântă muzică creștină. Desigur că se naște întrebarea, cine l-a inspirat să scrie și să compună melodii de mare succes și care au fost cântate de milioane de creștini? În România, tineri și nu numai, dornici să scoate și ei un album pentru slava Domnului, pentru că nu s-au priceput să compună, dar au avut o brumă de voce, s-au dus cu jalba în proțap la specialiști care au scos melodii pe bandă rulantă, chiar inspirate din muzica lumii. Specialiști care nu au avut ceva de spus lui Dumnezeu, pentru că nici nu îi interesa Dumnezeu, ci banii care se pot câștiga din acest gen de muzică. Ce beneficii spirituale pot veni din aceste compoziții? Evident că niciuna, dar cât rău pot face? Foarte mult. Când a fost vorba despre calități vocale, toți am închis ochii la alte aspecte ale solistului sau solistei, sau nici măcar nu am fost interesați de viața lui. Biblia ne îndeamnă în privința slujitorilor din biserici să fim foarte atenți la viața lor, cum să fie păstorul, prorocul, învățătorul, prezbiterul, etc. În privința cântăreților, nu am avut niciun standard decât vocea și nici aceea de multe ori. Am primit totul cu ochii închiși, oricine poate cânta. Deși, așa cum spuneam, muzica a devenit pentru mulți o prezență constantă de-a lungul întregii zile, nu numai la biserică. Îmi amintesc că deja începusem și noi să avem vedetele noastre de muzică creștină și două astfel de vedete au venit să cânte și în biserica unde mergeam eu. S-au cazat la cineva din conducerea bisericii și au venit la adunare cu puține minute înainte să înceapă slujba. Adunarea era deja plină și când ele au intrat s-au oprit șocate la ușă. Femeile din adunare erau îmbrăcate cu totul altfel decât ele, adică decent. Îmbrăcămintea lor ne-a șocat pe noi. S-au întors repede acasă și după o vreme au revenit, de data aceasta îmbrăcate, ceva mai decent. Problema a fost că le-am lăsat totuși să cânte, aveau voci bune. Ce puteau aceste două fete să transmită bisericii? Puteau ele ajuta biserica să se închine cu adevărat? Cu siguranță nu. Poate un tânăr sau o tânără, robit de patim și pofte, care poate trăiește în curvie sau este robit de pornografie, să cânte spre slava Domnului? Dacă trăiește așa, cine îl inspiră de fapt? Și dacă este inspirat de Satan, ce influență poate aduce peste adunare? După sondaje, aflu că majoritatea tinerilor creștini sunt dependenți de pornografie. Unii ar vrea să scape și nu pot. Probabil că nimeni nu s-a gândit că soliști de muzică creștină, dependenți la rândul lor de acest viciu sau de altele, transmit un duc de pornografie sau curvie sau de blasfemie, de nesupunere. Vedem cu ochii noștri că nu a fost niciodată atât de multă revoltă și nesupunere în adunările credincioșilor ca azi. Și în special tinerii care ascultă multă muzică creștină în limba română sau în engleză sunt stăpâniți de acest duh. Nimic nu le mai place decât să facă cum vor ei, să-și zdrângă nechitările lor electronice. S-au săturat de vechituri, vor noutăți. Biblia ne îndeamnă să cântăm cântări de laudă și cântări duhovnicești, dar cântările de laudă, mai ales cântările duhovnicești, nu le pot primi cei ce trăiesc în păcat, pentru că Dumnezeu nu poate inspira un păcătos, dar îl poate inspira cel rău. Cele mai frumoase cântări scrise vreodată sunt cântările psalmilor. Psalmii fac parte din Biblie, cartea dată de Dumnezeu oamenilor prin Duhul Sfânt. Deci psalmii sunt inspirați de Duhul Sfânt. Nu știm cum se cântau, dar chiar și așa, fără melodie, au inspirat și au adus bucurie sfântă sutelor de milioane de credincioși de-a lungul miilor de ani. În vremurile mai aproape de noi, au rămas de sute de ani cântări inspirate de Duhul Sfânt pentru că au fost oameni care au trăit o viață sfântă și curată și care nu s-au jucat de-a muzica creștină, ci s-au închinat cu adevărat. Au scris și compus pentru că inima lor ardea pentru Hristos, nu pentru a scoate un album și, în mod sigur, nu pentru bani.
Nu mai puteau de prea plinul dragostei sfinte și inima lor dădea peste, se revărsa în cântări de laudă și cântări duhovnicești date de Duhul Sfânt. Când cânți o cântare de felul acesta, inima stresaltă de bucurie, chiar dacă cântarea are 400 de ani, Duhul Sfânt a inspirat-o. Nu am fost atenți la înșelăciunea vrăjmașului. Tinerii au vrut ceva nou și noi am lăsat să aducă lucruri noi. Mă îngrozesc când mă gândesc în ce s-a transformat așa zisa muzică de laudă și închinare și cine o cântă. Pe altarele adunărilor creștinilor se aduce în fiecare duminică foc străin și apoi focul arde toată săptămâna în casele credincioșilor. Ne mințim că este creștină. Vă rog însă să vă gândiți la viclenia lui Satan, melodii sataniste transformate în sunete de clopoței pentru bebelași. Cum vor crește acești copii? Dar cum vor crește toți aceia care ascultă și cântă fără discernământ tot ceea ce se numește muzică creștină? Melodii compuse de oameni neregenerați, care nu sunt născuți din nou, care trăiesc în păcate, care fac din muzică o afacere și gândul nu le este decât la câte CD-uri vor vinde după, care după ce cântă în biserici intră într-un bar ca să se răcorească cu o bere sau se închid în camera lor și privesc la pornografie, care se inspiră din muzica lumii, adică a lui Satan, preluând cu nerușinare acorduri și ritmuri care vin din infern. Nici nu vreau să vorbesc despre muzica rock creștină. E ca un vis urât care m-a bântuit și pe mine cu mult timp în urmă. Am citit mai multe cărți și scrieri în legătură cu muzica creștină. Părerile sunt pro și contra. Toți vin cu argumentele lor. O parte spun că genul nu contează, că melodia, indiferent de gen, nu este decât un vehicul al cuvintelor și că important este ca aceste cuvinte să ajungă la inima ascultătorului, că suntem diferiți și unii agrem un gen de muzică și alții altul, că nu poți ajunge la rockeri decât cântând muzică rock, iar la tinerii de prin baruri cântând hip-hop. Cea mai mare minune și blasfemie pe care am văzut-o pe viu în urmă cu circa 10 ani în Cluj-Napoca a fost un concert de muzică creștină rock în care au alternat cântece sataniste din repertoriul formațiilor sataniste cunoscute, cum ar fi Rolling Stones, cu melodii așa zis creștine. Și acum mă gândesc cu groază la acele momente. Organizatorii spuneau că prin asta nu fac altceva decât să-i atragă pe tinerii din lume, iubitori de muzică rock, și printre melodiile sataniste să le mai cânte despre Isus. Din nou mă mir de perfidia lui Satan. Poate că mă veți întreba ce este de făcut. Cred că trebuie atenție maximă, discernământ și abstinență. Biblia ne îndeamnă să ne ferim de tot ceea ce se pare rău. Muzica este un mare rău și aș spune că un și mai mare rău este muzica așa zis creștină, pentru că nu știm cine a compus-o și ne deschidem sufletul atunci când o ascultăm. Dacă un fost alcoolic se ferește de alcool pentru că îi poate face rău, un hoț de furat și un desfrânat de femei, de ce nu ne-am putea feri și de muzica care ne face rău, dacă realizăm că ne poate face rău? Și apoi o apropiere mai mare de Dumnezeu, un interes maxim pentru El și împărăția Lui, căutarea și alergarea după plinătatea Duhului Sfânt vor aduce prin harul lui Dumnezeu discernământ și în această problemă. Sunt deja în bun de când lucrez la radio și realizez că nu este ușor să rezolv problema muzicii. Suntem atât de implicați emoțional în ea, a devenit o prezență atât de obișnuită și de dorită, avem atât de multă pasiune pentru ea, încât considerăm o adevărată blasfemie ca cineva să se atingă de muzica noastră sacră. Și consider că pentru un cântăreț creștin, pericolul este cu atât mai mare, cu cât are un succes mai mare. Pentru că, pe de o parte, este foarte expus la mândrie și, din ceea ce știu, puțin rezistă în fața acestui duh puternic, iar pe de altă parte, pentru că prin faptul că sunt iubiți și ascultați, sufletele oamenilor se deschid față de cântecele lor și în felul acesta ei influențează, în bine sau în rău. Îi conduc pe ascultători spre o închinare sufletească, emoțională și în muzica lumii este multă emoție, mult suflet, dar nu Dumnezeu produce emoția, sau spre o închinare duhovnicească. Cred că atenția și discernământul trebuie să se concentreze pe direcția aceasta a sufletului și a duhului. Închinarea pe care ne-o cere Dumnezeu trebuie să fie în duh, nu în suflet. Putem fi înșelați ușor. Nu am înțeles nici eu aceste lucruri de la început. A fost nevoie de timp pentru a înțelege că în muzică este un pericol imens. Apoi pentru a merge mai adânc și a vedea deosebirea dintre închinarea firească, sufletească sau în duh.
M-au ajutat oamenii lui Dumnezeu pentru că de multe ori am fost și eu în pericol. Pentru că îmi plăcea muzica rock înainte de convertire, m-am expus, după convertire, către muzica rock creștină. Am renunțat la ea după o vreme și mi se părea că doar aici era pericol. Dar pe măsură ce aprofundam viața de credință, pe măsură ce am cunoscut oameni cu adevărat duhovnicești, am început să văd pericolele mai fine, mai bine ascunse în spatele a ceea ce numim muzică creștină. De muzica lumii acum înțelegeam că trebuie să mă feresc, dar nu m-am gândit multă vreme că trebuie să mă feresc de muzica creștină. Pentru că lucrez la un post de radio creștin, am ascultat multă muzică pentru a vedea ce este potrivit să difuzăm pe acest post de radio. Într-un fel vedeam lucrurile în urmă cu 10 ani, apoi în urmă cu 5 ani și altfel le văd acum. Mereu am redus și am tăiat din listă. Ceea ce odată consideram potrivit, pe parcurs am înțeles că trebuie scos din oferta noastră muzicală. Am ajuns până acolo încât m-am speriat, conștient fiind de responsabilitate, dar și incapabil să mai ascult încă o dată mii de melodii pentru o nouă epurare, pentru o nouă triere. Deși știu că trebuie să facem efortul și să continuăm pe această direcție a selecției extrem de riguroase. Știu că mulți dintre voi veți considera toate acestea exagerate și poate chiar veți trimite replici dure, însoțite de răutăți. A vorbi despre abstinență la muzica creștină, înțeleg că este un subiect delicat. A vorbi despre abstinență la muzica și formațiile creștine preferate este pentru unii blasfemie. Când toți vor tot timpul ceva nou în muzică și tu le spui că noutățile sunt periculoase, îți vor replica că ești împotriva Scripturii, care ne îndeamnă să cântăm Domnului o cântare nouă. Dar aceeași Scriptură ne îndeamnă să fim treji și să veghem, pentru că mare va fi înșelătoria în vremurile din urmă. Ar fi foarte simplu dacă am cunoaște viața celor pe care îi ascultăm cântând, atunci am putea judeca după roadele lor. Din păcate, pe 99% dintre cei ce îi ascultăm cântând, nu-i cunoaștem și nu știm cum trăiesc ei în intimitatea lor. Iar pe unii, chiar dacă îi cunoaștem, îi acceptăm chiar și așa pentru că ne plac vocile lor. Și în plus sau de partea lor, nu neapărat sfințenia și inspirația divină, cât ajutorul tehnicii, a aparaturilor tot mai sofisticate, cu care creează sunete și ritmuri care ne vrăjesc și care ne aduc în stare de extaz, și apoi au de partea lor modelul de succes de a cânta al celor din lume. Vă dați seama unde am ajuns? Noi nu ascultăm sau cântăm muzica lumii, dar îi preluăm elementele de succes și o transformăm în muzică creștină. Unul dintre cântăreții creștini de muzică rock pe care l-am ascultat în perioada de după convertire chiar avea o melodie al cărui titlu era De ce să aibă doar diavolul muzica bună? Ideea era că muzica rock era muzica bună și de ce să nu o aibă și copiii lui Dumnezeu? Pericolele acestea nu existau în vremea primilor apostoli. Gândiți-vă ce însemna cântarea atunci, cât de simplu se închinau, dar câtă putere aveau, ce minuni făcea Dumnezeu prin ei. Creștinismul s-a întins peste toată fața pământului, nu datorită stațiilor de amplificare și a cântărilor transmise non-stop prin radio sau internet, ci datorită sfințeniei celor ce îl propovăduiau pe Hristos. Nu citesc nicăieri în Noul Testament despre renumitul frate cântăreț, dar citesc despre oameni simpli, plini de Duhul Sfânt. Dacă modelul nostru de biserică este biserica primară, suntem obligați să revenim și în privința muzicii și să ne reconsiderăm poziția. Mă refer la modul de abordare al închinării și la starea duhovnicească a închinătorilor. Dar oare se mai poate? Astăzi, în adunări, tonul și conducerea în închinare îl dau în cea mai mare parte tineri neregenerați care au preluat muzica Occidentului. În urmă cu câțiva ani am fost într-o biserică dintr-un oraș din țară în care s-a hotărât schimbarea modului de închinare și înlocuirea cântărilor vechi cu altele noi preluate din Occident. Am fost atât de trist să-i văd pe frații și surorile mai în vârstă împinși pe băncile din spate, încercând să se bucure și ei de ceea ce părea a fi entuziasmul tinerilor care țopăiau în frunte cu păstorul lor, păstor modern care în loc de aleluia acum striga din toți plămânii yes și ok. Aveam impresia unei derute totale în mintea celor mai în vârstă. Probabil se întrebau ce este cu ei de nu se pot bucura. Se gândeau că ei ar avea o problemă. Cred că în general cam aceasta este starea, confuzie și bucurie falsă, și muzica poartă o mare parte de vină. În ultima vreme am ajuns să înțeleg mai bine ce înseamnă un idol.
Un idol îți aduce o mânghiere deosebită. Este ceva fără de care nu poți trăi, care îți ocupă o mare parte din timp și gânduri. Nici nu-ți dai seama și ești din nou în brațele lui. Și dacă îndrăznește cineva să se atingă de el, te enervezi și ripostezi. Dacă m-am atins de idolul vostru preferat, să știți că nu am făcut-o decât din dorința de a vă ajuta. A fost și idolul meu odată. Aș vrea să-i pot reteza capul, să-l pot dărâma, așa cum a procedat odată Gedeon cu idolii familiei lui, chiar dacă știu ce urmează după aceea. Nu uitați că sunetele de clopoței și clape polifonice pot fi doar o perdea după care se ascunde și rânjește Satan. Ați ascultat emisiunea Lumea în care trăim.